ascultă Steel FM. Radio Network. Network. This is new. Suflă-n buzunar, masa care plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare. Soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-a rupt capul, basistul meu că bag acum slepul. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Ei, dragii mei, bine v-am găsit, sunt Florin Driga și alături de mine, ca de obicei, este și prezent Cătălin Nițu. Bine ai venit, Cătălin! Spune-mi prezent. Așa, s-aude acum? S-aude. Da, s-aude acum, s-aude. Că... spune-mi prezent ca la armată, da. Pentru că vedem acum, armata intervine pentru dezăpezire, o știre pe Antena 3, ultima oră. Da, un lucru foarte frumos, vedem ce e în țară, dar mai are și în județul Călăraș. Da, Nelu Bălaș a venit și el prezent, din da, păcate mașina venit, nu i-a pornit. Da. Așa, și ce să facem, asta e. Nici nu trebuia să spui că nu mi-a pornit, că chiar vreau să am o intervenție invers, decât că toată lumea vrea să intervină armata, autoritățile, dar niciunul nu-și dă zăpada de în fața. Asta e cea mai mare tragedie a României. Ajungem și la capitolul acesta. Da, ajungem. Te contrazic aici că eu i-am dat zăpada de în fața casei, așa că nu. Da, mașina e pornită? Mașina nu e în garaj. Bun, haideți să ascultăm în continuare Tom Boxer și Morena, Deep in Love, după care încă o piesă, Ștefan Stan, da, văd bine, You Give Me Love. I love the sound of Europe. I heard the clubs enormous. I wanna party all night now.
crazy. I love the challenging lady. I said I ain't got a Lamborghini, but a couple of bottles of martini. She wants to see the whole world. I can't afford it, but oh well. I love the sound of Europe. I heard the club's enormous. I wanna party all night, night, night. Get blinded by the strobe light, light. I wanna feel your cup, cup. Hey baby, what's up?
You give me love, you give me love. Iată că timpul trece repede, repede. Este ora 13 și 10 minute. Avem minus 6 grade la Călăraș și minus tot 6 grade la Oltenița. Deci, fapt, cam toată zona deci cu minus, nu? Și drumuri blocate în mare parte. Noi avem pe site-ul nostru, pe stilefm.com, sunt mai multe date și despre drumurile care sunt blocate. Acum e deja cunoscută problema că toate cursurile au fost suspendate astăzi și mâine, cauza blocajelor drumurilor și starea de afară. Școlile închise. Da. Ce să zicem? Cătălin, zim ceva din sport. De fapt, hai să lăsăm pe Nelu. Dar e bine să zic că din sport, când am văzut aici un tir de răsturnat. Da. De ce? Cu B, cu sticle? De sticlism? Sau de ce? Da, mie mi se pare neverosimil neputința societății noastre de a trăi, că până la urmă e o condiție de există, minus 6 grade și un viscol care și toată lumea... Dom'le, e Alaska. Da, da. Ne lu știe mai bine că Nelu a venit acum pe viscolul ăsta, fără mașină, a venit pe jos, că îi place lui. Îmi place, dar n-ar trebui să ne agităm așa foarte tare. Lumea ar trebui... Vă aduceți aminte de conferința aia de presă de la prefectură, când vorbeam cu... când l-a adus domnul prefect pe directorul de la drumuri naționale? A, păi știi ce se întâmplă? Da, eu nu mai mă aduc iar în niște și treburi atunci... și lumea zice că am ceva cu dânsul și nu vreau să... Nu, chiar nici nu este importantă persoana, pentru că eu vreau să aduc în discuție lipsa capacității societății de a face, de a supraviețui, că aici e problema. Știi că s-au dus, știi că au plecat utilajele să dezăpezească și au rămas blocate? Asta este problema. Dacă ninge într-una... Sau într-un județ de câteva sute de mii de locuitori, sunt două, trei cazuri care apar la televizor și toată lumea nebunește de cazurile alea. Păi ceilalți oameni ce fac? Păi ce să facă? Ceilalți oameni privesc, ascultă radio... Oamenii trebuie să rezolve problema acum. Da. Eu sunt puțin pe invers. Văd. Nu, eu... Dar mă duc acum să beau cafea și îmi revine. Asta am vrut, Cătălin, să-l întreb dacă și-a băut cafea. O cafea sau un ceai cald e foarte bine venit. Dragilor, dacă aveți probleme, vă dau un număr de mobil, să trimiteți un SMS 0723 196 673. Este numărul la care puteți să trimiteți SMS-uri. De 0723 196 673 și vom încerca și noi să, mă rog, să fim mai aproape de dumneavoastră, mai ales că am aflat că sunt localități, vreo 12, dacă nu mă înșel, care nu au curent electric. Deci, situație cam neplăcută, într-adevăr, o să spunem și care sunt localitățile. Până atunci ascultăm vreo două piese muzicale, Rihanna și We Found Love, apoi Michael Kerr. Da. Ce înseamnă 12 localități care nu au curent și cine ar trebui să ocupe de... Enelu, din câte știu, au probleme, sunt viscole, de fapt ei au avut viscole și acum o săptămână la Borcea a fost oprit curentul. Și comunitățile de acolo, autoritățile din comunele, oamenii, cetățenii. Ce să mai zicem? Hai, Nelu, du-te și bea cafeaua și vii, lasă. Bea cafeaua și vine înapoi, lasă, că ești porrit, poate bine, te mai liniștești. Bine, bine. Just can't deny.
Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Auzi, Cătălin, ce spune omul ăsta? Demisia, demisia? Melodia asta, bine. Da, melodia asta sună foarte frumos și se potrivește cu ceea ce este afară în momentul ăsta. Da. Exact pe melodia asta cam intervin autoritățile locale pentru dezăpezirea drumurilor din județ, dacă nu sunt puțin răutăcios. Păi nu e cazul să fim răutăcioși și să fim corecți până la urmă. Oricum, 26 de drumuri văd pe Antena 3, Breaking News, 26 de drumuri închise. Păi hai să le spun eu, că am aflat și eu de la biroul Poliției Rutiere, că avem circulație întreruptă pe drumurile naționale. DN21 Călăraș-Slobozia, DN3B Feteș-Modelul, DN3A Feteș-Lehliu-Gară, Călăraș-Beciugatele, Călăraș-Oltenița, Oltenița-Cășcioarele, Oltenița-Frumușani, iar drumuri județene, Budești-Vasilați-Fundeni, Curcan-Luica-Nana, Fundeni-Solacolu și Sohatu-Progresul, Gălbinaș-Sohatu, Dorobanțu-Ulmu-Plevna, Mănăstirea Luica-Șoldanu, Mănăstirea Călăreți, Tămădău-Dârvari-Măriuța. Deci acestea sunt drumurile blocate din cauza zăpezii și a viscolului, de fapt, mai bine zis. Da. Tocmai mă gândeam acum, apropo de sport, m-ai întrebat mai devreme de sport. Da. Sâmbătă 28 ianuarie se desfășoară în sala polivalentă optimile de finală ale Cupei Iernii, o competiție organizată de OTPDL, fotbal la sală, și sunt mulți jucători din județ care se adună și vin să joace la această competiție. Există o problemă totuși pentru cei care sunt în Mănăstirea, în Oltenița, de la Ulmu, de la Sohatu, sunt foarte mulți care vin și joacă la această întrecere. Poate până sâmbătă se vor mai liniști puțin. Vremurile, văd că e prelungit codul ăsta portocaliu. Da, asta am vrut să te întreb și am văzut și la televizor ceva de genul ăsta, codul portocaliu se prelungește după ora, până, adică prelungit după ora 18. Da. Mai spune o dată, te rog, SMS-ul la care, numărul de telefon la care... 0723 196 673, dacă aveți probleme unde vă aflați și vom putea să încercăm să vă ajutăm. SMS-ul la numărul 0723 196 673. Cătălin, să știi că am și publicitate. Da.
Nu? Păi, e timpul să luăm și ceva publicitate, zic eu. Da, corect. Mom.
Ora 13 și 31 de minute, iată că un număr de 42 de trenuri sunt anulate pentru fluidizarea traficului feroviar, iar alte 10 de trenuri au întârzieri la sosire și plecare din stație, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, informează CFR Călători. Tot din cauza zăpezii și a viscului, un tren a deraiat pe ruta Constanța-București. Dacă nu știați, trenul Intercity 582, care circulă pe ruta Constanța-București, a deraiat în această dimineață în zona localității Mostiștea, între Fundura și Sărulești. Potrivit unui reprezentant al CFR, nu există răniți, dar sunt în jur de vreo 123 de călători în tren. Dacă Intercity de la Șmecher, normal că sunt multe persoane. Oricum, Florin, situația e gravă în toată țara. Până tu ești oprește, conectat și la canale TV. Da, mă uit pe Antena 3 tot timpul. Ileana Călăraș, DN3, în continuare blocat. Ce spuneai? L-am văzut pe Boc pe Antena 3. Acum dădea cu lopata și la un moment dat tot arunca zăpadă. Stai puțin, dădea cu lopata sau dădea la zăpadă? Dădea la zăpadă cu lopata, dădea zăpada. Și la un moment dat când a luat o lopată de zăpadă, a dat spre un cameraman de la o televiziune și direct în cap i-a pus cu zăpada. Bănuiește televiziunea fi? Realitatea, cred că. Cred că, da. OTV. A poporului. Da. Înainte să intrăm în emisiune, chiar am căutat un vin fiert, așa mergea foarte bine acum pe vremea asta. Dar în emisie, da, dar după în program. În emisie, da, scuză-mă, după program. Până vine Nelu Bălașa, s-a dus să bea cafea, dar văd că stă cam mult. Nu, el l-am pierdut, consideră că e pierdut, da, deja. Da, e pierdut Bălașa, da. Oricum, situația gravă, cum spuneam, și în Călăraș, județul Călăraș, de asemenea, foarte multe drumuri blocate. Budești, Mănăstirea, Ileana. Deci sunt toate modelul, cele care le-am anunțat. Exact, da, nu mai e nimic. Cel puțin la pe Observator de Călăraș, pe Breaking News, News Alert. Uh-huh. Eu am încercat să iau legătura cu prefectul județului Călăraș, Emil Mușat, și telefonul este închis, probabil că din cauza problemelor multiple. El a dat zăpadă, da. Da, l-a coordonat. 26 de drumuri naționale sunt blocate în acest moment. Puteți să spunem și puțin, hai să vorbim puțin și de sport. Sâmbătă treia să joace Dunărea un amical la Călăraș cu Independența, dar având în vedere condițiile meteo, această partidă nu va mai avea loc. Dunărea a mai jucat câteva amicale, ultimul dintre ele cu Calatis Mangalia, echipa din Liga 2, și a făcut un rezultat de egalitate 1-1 acum câteva zile. Iată că echipa călărășană încearcă să se întărească pentru a începe returul cât mai bine, datorită faptului că echipa se află pe locul 10, aproape de retrogradare. Valeriu Petrescu, tehnicianul formației călărășene, trebuie să scoată echipa din acest impas. Victoria Chirnogi pleacă la munte pe 1 februarie la Predeal. Am înțeles că și tu mergi, nu? Deocamdată nu sunt în grafic, cum se zice. Nu sunt în grafic. Eu am un botez la Bușteni pe 3 pe 3 februarie. Ai de dat. Cum zice Fibi. Da. Și am primit o amendă foarte, așa se spune, o amendă grasă. Referitor la sport, Dinamo Călăraș a început, a reluat campionatul în Liga Națională cu o înfrângere. Sâmbătă va juca la Cluj, dacă va ajunge în sâmbătă la Cluj. Meciul va fi transmis în direct de DigiTV. Cei care vor să vadă echipa Dinamo Călăraș în acțiune se pot uita pe DigiTV. Ce să vă mai spun? Bună. Da. Chestie. Pe sportcălărășean.ro s-a încheiat Top Fotbal 2011, ați văzut deja câștigătorii. Da, păi asta am vrut să spun, da. Dar mi-a luat-o înainte. Înseamnă, da, că gândim la fel. Câștigătorii, Victoria Chirnogi, cea mai bună echipă, puteți citi și mâine, de altfel, în cotidianul Observator de Călăraș, povestea acestei echipe și cum a câștigat în urma votului de pe sportcălărășean.ro. Un vot foarte mediatizat, mai ales de Stil FM, Radio Zoo și Observator de Călăraș, singurul cotidian din acest județ. Un județ aflat în continuare, iată, mă uit pe Antena 3 și văd Slobozia Călăraș și aflat sub nămeți, ca să-i spunem așa. Da. Pentru că asta este... Asta e Bărăganul, da? Din păcate. Asta e Bărăganul, da. Nu știu dacă ninge în continuare, eu mi-am dat zăpada în fața casei, dar acum dacă mă duc înapoi, e la loc. Păi... Dimineața pe la 7 dădeam zăpada și am o grămadă de și Sahia și Rahova unde stau eu. Mai dau și pe la vecini, că mai spunea vecini, mai dă și pe la noi, mai ajută-ne și pe noi cu, dacă tot te-ai apucat de treabă. Dar dacă ninge în continuare, se așează la loc, nu știu.
Oricum, cine poate, e bine să dea, pentru că altfel va fi mult mai mult de muncă. Exact. Ascultăm Shulda, Jimmy Woon, aici la Stil FM Radio Zoo, apoi publicitate și Jennifer Lopez, Ai Papi. When I walked, when I should have run, and I ran when I should have.
stilfm.ro. Știri, meteo, infotrafic, emisiuni, jocuri și concursuri. Stilfm.ro. Muzică și divertisment. Caută-ne pe Facebook și fii unul dintre prietenii noștri. Nu vei regreta. Stilfm, bună dispoziție la ea acasă. Stilfm, e music.
Uite că am ascultat-o și pe Ina, Endless. A venit Nelu Bălaș, a trimis un nostru, atențiune, trimisul nostru special, trimisul nostru special rămas acasă. Ia zi, Nelu, că ai fost afară în viscol zi. Deci, care e situația? Deci, dacă a început cu deci... Foarte bună, în sensul că am venit cu altă atitudine, mai optimistă. Cafeaua a fost albă, zațul alb sau... Foarte bună. Da, da, el e patriot, ai văzut ce a zis, că a început să dea la zăpadă și când am văzut că nu mai dă nimeni în zăpadă. A plecat în zăpadă. Da. Atitudine, nu? Da, bă, chestia e de voință, deci da, ai voință. A venit pornit așa. Ideea este că într-o țară de hoți, întrebarea este, poți să fii cinstit? Ei, sau bun. Invers. Nu, îți răspund eu. Da, nu poți să fii cinstit. Mai aveam eu aici, știu, un banc venit pe pagina de Facebook. Zice că doi tipi într-un bar, cum să fac să mă las de fumat? Eu încerc de două luni. Cu pastile ai încercat? Da, dar nu pot să le aprind. Nu l-am fac pastile. Râdem noi, râdem, dar situația e gravă în continuare. Acum știi cum e, n-ai ce să faci. Timpurile așa sunt. Spuneam și mai devreme, până nu se oprește zăpada, da, n-ai cum. Da, am înțeles că și voi sunteți obsedați de zăpada asta, da? Păi nu suntem obsedați, dar ne uităm și noi la televizor, am intrat și noi în rândul lumii, suntem și noi... Facem și noi emisiune. Mă sună mamaia de la Ulmu și zice, maică, ce e acolo la... Vedeți ce înseamnă nivelul de trai dacă aveți televizor? Uite, DN3, uite. Da, da, noi ne uităm pe tabletă, mai știți. Uite, Călăraș, Mănăstirea, DN31, vezi? Uite, blocat. Discutam în pauză, da? Uite câte mașini sunt acolo, câți oameni sunt. Și toată lumea așteaptă de la alții, da? N-ar fi bine să ia organizatorii vreo 300 de lope să le dea fiecare în dreptul mașinilor într-o jumătate de oră. Măi, ideea e bună, dar știi când să dai lopețile? Când se termină benzina și motorina. Da. Eu mă atunci întreb, ce să facă, trebuie să eu mă întreb ce fac cei din piața universității. Băi, am înțeles că era unul singur pe acolo cu steag. Da? Da? Știi ce? I-aș propune să facă oameni de zăpadă, dar nu prea mulți, să nu sperie jandarmii. Dacă nu e lume, să facă cât mai puțin oameni de zăpadă. 2-3 acolo, să le pune niște plăcuțe de alea și... Da, am văzut un om de zăpadă și avea o pungă de asta de reclamă, dar nu mai știu o firmă de asta. Omul de zăpadă? Nu, omul de zăpadă avea... Până, avem noi pe pagina noastră, dacă intrați pe stilefm.ro sau stilefm.com, o să vedeți undeva în partea dreapta sus o fază tare cu omul de zăpadă. Știi? Aia chiar e... Cine vrea să-ți descrețească un pic frunțile... Uite, Mănelu, că a intervenit armata, vezi? Păi și... armata e cu noi, uite. Păi e cu noi, dar ce se vede acolo, da? Uite, sunt două utilaje care dezăpezesc, da? Și câte mașini? Și câți oameni? 1000 de mașini și 3000 de oameni. Așa cum spuneam, ne trebuie o mobilizare strategică pentru supraviețuire. Degeaba așteptăm la alții și toată lumea așteaptă să le facă alții în locul lor. Uite, Boc trimite tankurile în stradă, poftim. Vezi? Da, da, asta, dacă mi-ai spune așa, ar fi Boc. Doamne ferește, da, mai ales că e revoluția acum. Evoluție. Sună ca mai urea, e evoluție, știi? Da. Ascultăm în continuare. Eu cred că l-am văzut pe primul ministru cu lopata mână. Eu cred că atribuția primului ministru nu este să ia lopata mână. Dar ce să ia? Ce să ia? Așa, da. Deci atribuția lui... Gata, hai că pauză, puncte. Lasă așa, deja, continui după. Nu că și-a pierdut ideea, nu și-a făcut efect capro. Nelu, ne spui în pauză ce să ia Boc în mână. Stereo Hertz, Gym Class Heroes. Eu chiar vreau să vorbesc serios. Bun, bine, piesă muzicală, pauză publicitară, iar Florida, Good Feeling. Până atunci ascultăm Gym Class Heroes featuring Adam. Da? Stereo Hertz. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you. So sing along to my stereo. Class Heroes, baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travi, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl that played me, left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. And my heart's a stereo, the only place for you.
stereo. If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hand. Just keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you. So listen close. Just hear my thoughts in every note. Oh, 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 oh. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you. So sing along to my stereo. Because good music can be so hard to find. So hard to find. I'll take your hand and hold it closer to mine. Yeah. Our love is dead and now you're changing my mind. Yeah. Come on. My heart's a stereo. Yeah. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Stereo.
Get a good feeling, yeah. I don't know why. Băieți, iată, suntem live. La ce vă uitați voi acolo? Că m-ați făcut curios. În direct și în reloare. Ne uitam pe antena 3. DN1 a fost deblocat. E bun, e bine. E bine așa. E bine așa. Iar mă gândeam, I don't know why. Iată că mai am un banc pentru voi. Ascultați-l pe ăsta. Ion își cumpără de la Cluj un binoclu. Gheorghe întreabă, ce e ăla? Ion, e un instrument cu care poți să vezi până departe și toate lucrurile le vezi ca și cum ar fi lângă tine. Gheorghe, mă, nu se poate așa ceva. Ion, ba da mă, uite, aseară stăteam la mine în curte și vedeam ce te mai jucai cu nevastă ta. Cum o mai alerga, cum o mai iubeai. Gheorghe, vezi că nu-i bun de nimic? Eu aseară nici n-am fost acasă. Eu oricum te sfătuiesc să nu ne mai spui înainte bancurile, că uite, pentru am vrut și eu așa o mică consultare. Da, pentru ascultători merge, da.
Ia zi, Nelu, hai. Ce să zic, nu știu ce să zic. Nu mai știi ce să zici. Bine, păi, dacă nu știi propune. Ce să zici, pun eu muzică. A venit pornit așa și propune să... ceva, nu? Nu mai propun nimic, ascultăm DJ Sava și Andreea, Free. Și atunci de ce m-am apoi întrebat? DJ Welcome, Santrope. I could do a whole lot of things, but I wanna hold you right now. Cause nobody feels me better, so I wanna hold you right now. Put your fingers in the air, just like I told you right now. Back to the energy that's flowing, baby, close your eyes now. All the jewelries and flashlights, all the money in the world, they don't really matter to you. So independent, anything you want, I know that you could do it, atta girl. Everything is better with you. So I'm feeling free. Welcome to Saint-Tropez. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm.
ladies can't resist the charm. Haters kiss the ring of the dawn, and we do this all day. Welcome to Sancho Pay. Welcome to Central Bay. Oh, yeah. We make money, money we spending. Get mad honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit, shit. With this shit, I mean how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough, and we spend it all day. Welcome to Sancho Bay. Ce să facem? De la Saint-Tropez revenim la ale noastre, problemele noastre, zăpezile noastre, timpurile noastre. Frumos la Saint-Tropez acolo. Frumos. frumos la ei. Și la noi e frumos. Da. Știi de ce? Pentru că uitându-mă pe internet am descoperit pe blogul lui Stelian Fuia niște lucruri, știi? Domnul deputat, da. Domnul deputat Stelian Fuia de la PDL, Partidul de Guvernământ, spune că după ce ANI a declarat că președintele Consiliului Județean Călăraș, Răducu Filipescu, se afla în conflict de interese, noi nereguli apar în modul de lucru al Consiliului Județean. Cel puțin 4 licitații, tananam, ținute de Consiliul Județean Călăraș sau instituții subordonate, au fost atribuite în mod direct unei firme apropiate de PNL, fără a respecta procedurile legale, scrie Stelian Fuia. Acesta mai spune că sunt licitații prin care s-au atribuit miliarde de lei, iar pentru fiecare licitație astfel trucată, amenda pe care ANRMAP o aplică este între 40.000 și 80.000 de ron. Wow! Ce de bani! O ce de bani! Ce părere aveți? Dar cine e Filipescu? E, acum hai să nu fim răutăcioși. Nelu, ce părere ai tu? Eu am părere că voi țineți cu ursul. În primul rând, cine... Eu nu țin cu nimeni, eu spun. Aveți dreptul fiecare, nu să vă spuneți punctul de vedere. Deci care e firma aia liberală? De ce nu? Pentru că în momentul în care faci o acuzație trebuie cu nume, prenume, da? Ca să știm cine... Eu este o afirmație. Cine la banii, da. Nu, este o afirmație, nu? Responsabilii trebuie să... Am înțeles că documentele care demonstrează aceste fapte sunt pe blogul deputatului Stelian Fuia. Da, cine păi vrea și... să vadă, să intre, să vadă și... documentele. Ne dai tu niște calculatoare. De ce? De ce? Fiecare familie are acum un calculator. Apropo, deci de, este... apropo de tema asta, eu am scris astăzi la un observator de Călăraș faptul că
au fost descoperite mai multe nereguli în cadrul CSS Călăraș, Clubul Sportiv Școlar Călăraș. Inspectorii Curții de Conturi au descoperit mai multe ilegalități acolo. Termenul până când CSS-ul trebuie să-și facă curățenie în ograda proprie este de 29.02.2012. Așa că nu știu dacă au timp cei din cadrul CSS să se pună la punct cu foarte multe nereguli care s-au descoperit acolo. Bani cheltuiți nejustificați, de fapt puteți citi mai multe pe Observator de Călăraș, pe site-ul Observator de Călăraș. Dar și adică m-ai făcut curios, asta, chiar acum o să mă uit și eu să ved la pauza muzicală. Eu altceva aș vrea să spun despre, ia spune tu, Neluțu, despre ia sport. Și Cătălin a scris în ziarul lui că municipiul județul Călăraș este cam între ultimile din punct de vedere corect, da, corect, al potențialului corect, și a dezvoltării sportive. Da, o statistică făcută de ProSport. Coadă, sau cum? Da, nu, o statistică făcută de ProSport acum două săptămâni arată faptul că județul nostru se află la coadă, cel puțin. Că județul nostru se află la coadă la mai multe, inclusiv la dezvoltarea economică, dar este foarte important că la sfârșitul anului strălucesc poate sportive, sute de cupe, da, care șlefuite. Șlefuite la galele astea ale, da, sportului județean. La galele sportului. În schimb, din punct de vedere al mediatizării acțiunilor sportive, al sportivilor, al calităților sportive, nu prea se face nimic. Nu sunt finanțări. De cele, deci mai, mult, bani, de cele mai multe ori apar în ziare diriguitorii sportului, iar sportivii și rezultatele lor, condițiile în care ei nu prea apare, și asta e o vina noastră și a lui Cătălin și a mea și a ta, pentru că datorită faptului că vrem să fim considerați câteodată băieți buni, abdicăm de la lucrurile care ar trebui să ducă sportul înainte. Cred că ești de acord, Cătălin. Corect, da, corect. Tu ai mai avut ieșiri de, din astea critice la adresa? Am încercat să-l, dacă stau bine să mă gândesc, am încercat să-l pună la colț. Asta e un lucru urât, știi, să nu-ți accepti nici măcar o critică. El și critică, scrie și lucruri bune despre sport și îl admir pentru chestia asta, dar trebuie să plecăm de la această realitate. Sportul, mișcarea sportivă este într-o situație deosebit de gravă și cei care se ocupă de sport ar trebui să facă o introspecție, nu ar trebui să-i criticăm noi, că dacă ne-am pricepe noi, ne-am duce noi și am face lucrurile astea, dar pentru că unii dintre ei au fost sportivi importanți și au dăruit viața pentru sport și au și... Da, dar fii atent că a fi sportiv nu înseamnă a fi și bun manager. Ok, da, sunt de acord. De aceea trebuie, eu cred că sportul călărășan trebuie resuscitat în primul rând din punct de vedere organizatoric. Și mai ales că în sport vine o vârstă când trebuie să pleci. Da. Hai că să uite, pe exemplu, muzicală, la radio stai, e căldură, de ca sportiv trebuie să tragi la rame, să muncești mult, e un efort absolut extraordinar. Păi, victoriile astea se câștigă cu foarte multă muncă. Și în fruntea acestor, să zicem, organizații care se ocupă de sportul călărășan, trebuie puși oameni cu atitudine. Sportivii sunt curajoși, sunt aceia care încearcă să depășească limitele, să spargă regulile. Ori dacă în fruntea acestor organizații nu sunt puși oameni cu aceste calități, niciodată nu vom avea rezultate sportive. Probabil că ne vom atrage o grămadă de critici acum făcând această afirmație, pentru că sunt mulți oameni implicați care au și responsabilități și să și împlătiți pentru chestia asta. Dar eu cred că rezultate nu sunt. Dincolo de cupe. Da. Cătălin, eu cred că el are mai multe de spus. Sunt mai intemă, da. Și e mult mai intemă, pentru că este implicat. Nu mi-ar ajunge emisiunea. La tenis să mai cute o minge la fileu. Da, corect. Da. Păi nu mi-ar ajunge emisiunea dacă m-aș apuca să vorbesc acum despre sport. Nu că aș fi eu Ovidiu Ianițoaia sau Cătălin Tolontan, dar cel puțin îi dau dreptate lui Nelu Balașa. Aici, pe plan local, la ora actuală, sportul călărășan este undeva în jos, tocmai din cauza faptului că nu sunt bani, iar și cum spuneam mai devreme, Nelu, cei care sunt în conducere trebuie să implice mai mult
Cu unele excepții acum, hai să facem unele excepții. Le faci tu, că cu noi mai da, bine. Da. Dar eu aș vrea să nu crezi că ocolim subiectul cu licitații trucate. Eu aș avea o singură frază așa, care spune, dacă ne apucăm să vorbim despre licitații trucate sau să verificăm licitațiile trucate, ar trebui să-i vedem și pe ai noștri și pe ai lor. Absolut. Pentru că probabil sunt nereguli și în Consiliul Județean, dar sunt nereguli în cam toate instituțiile statului. Da. Din punctul ăsta, din punct de vedere al cheltuirii banilor și rapoartele Curții de Conturi încep să scoată la iveală aceste nereguli. Și atunci trebuie, eu nu cred că trebuie o acțiune radicală în ceea ce privește rezolvarea asta, acestor probleme, dar trebuie o acțiune consecventă în așa fel încât să fie schimbată mentalitatea, atitudinea și maniera de lucru. Ai început și tu să mănânci bine, ha? Da, mănânc, păi, dar tu nu știai că ai știut să mănânci. Ai știut, ai început și tu să mănânci bine. Eu am spus niște adevăruri destul de, zic eu, de crude și de directe. Da. Haideți să luăm o pauză muzicală, Take It Slow, Mamacita Connector, aici și publicitate, cine, apoi Claudio Crisma. Nu știi, Mamacita, por favor, Mamacita. Bun. Sweetly from the wrapping up production. Ladies, you know how we doing. Slow mo, girl, you have to take it slow. Yeah, take a step. And I said, girl, I wanna see you moving on the floor. Girl, I wanna see you dancing. Take it slow. Super lady, the way you're dancing, you amaze me. The way you put it on the floor with that high heels on, I can see what's going on, on, on. You drive me crazy, the way you're moving is amazing. The way you tease me with that smile, with that super, super style, it turns me on, on. And I said, girl, I wanna see you moving on the floor. Girl, I wanna see you dancing. Take it slow. Take it slow, mama.
radio. Un radio pentru bună dispoziție. Am ascultat Avicii de la Levels. Dacă nu știați, începând cu 1 februarie, toți utilizatorii de Facebook vor trece la Timeline, noua interfață Facebook, fie că își doresc asta sau nu. Lansată la mijlocul lunii decembrie, interfața Timeline reprezintă o ordonare cronologică a activității pe Facebook pe care au avut-o utilizatorii de la înscrierea pe site-ul de socializare. Informațiile postate de-a lungul timpului sunt atașate în stânga și dreapta unei linii. Acesta, din urmă, surprinde trecerea timpului prin atașarea de evenimente diverselor momente de-a lungul anilor. Frumos, foarte frumos. Da. Deci vom avea o nouă interfață la Facebook. Schimbăm pagina. Eu am două conturi, așa că și pentru am de lucru. Și pentru că toți suntem la Facebook, trebuie să știe și ascultătorii noștri că noi, presa, împreună cu patronatele și ONG-urile, am... organizat, de fapt am înființat grupul pentru transparență decizională. Nelu, tu
Tu poți să-mi dai mai multe date? Ce înseamnă grupul ăsta de transparență decizională? E o mișcare? Aș vrea să plec de la altă, de la alte premize. În ultima perioadă s-au întâmplat în viața presei călărășene câteva evenimente care ne-au adus mai aproape unii de alții și a reușit să ne facă să ne solidarizăm pe anumite... Sfârșitul de an, chef. Da, sfârșitul de an, de ce? Dar nu numai asta. Da, nu numai bine, asta, am glumit, a fost... Așa, pe niște obiective și niște interese punctuale de interes general pentru presă. Și în... s-a demonstrat că bine, activitatea, viața în comun conștientizează oamenii că fiind împreună pot realiza mai multe lucruri decât de unul singur. Ca urmare a acestor fenomene, în ultim și datorită, să zicem așa, nevoii de exprimare a societății civile, s-a născut o mișcare informală de să zicem așa, întărirea societății civile de și a luat bine, forma mai multe, de grupul mai de... multe date despre grupul de transparență decizională veți găsi și pe Facebook, dacă tastați GTD, e mult mai simplu. Acolo o să aveți mai multe acolo detalii. Sunt lucrurile explicate și cu oarecare rigoare științifică, dar aici noi vorbim pentru... Ca să sintetizez un pic, e vorba de o mișcare a celor care cred în schimbare prin lobby și advocacy și invită pe toată lumea să ia parte la această schimbare. Deci, hai să explicăm că termenul ăsta de advocacy este un termen mai puțin auzitat. Termenul ăsta înseamnă în ultimă instanță influențarea transparentă a deciziilor decidentului politic. Că e primar, că e prefect. Există în legea 52 cu privire la transparența decizională o serie întreagă de reglementări și de norme cu privire la participarea cetățenilor la procesul de decizie în perioada dintre alegeri. Faptul că oamenii ies în stradă arată nu numai neputința guvernanților, dar asigura toți. Toți. Eu vorbesc de guvernanți acum, nu vorbesc de partide politice. Arată neputința guvernanților de a pune în aplicare această lege, adică să permită accesul cetățenilor la decizia publică, dar în același timp arată și dezinteresul cetățenilor pentru a participa la decizia publică, pentru că participarea la decizia publică înseamnă efort și interes, înseamnă studiu, înseamnă preocupare. Și eu cred că pui mintea la contribuție. E o problemă. Și mai ales trebuie să ai răbdare, pentru că nu numai interesele tale sunt importante, sunt importante și ale celorlalți. Și eu cred că vom face un exercițiu de a folosi niște canale legale pentru a influența transparent și, dacă se poate, și în bine decizia publică. Domnule, cert este că grupul ăsta are destui membri. Are și fondatori și, mă rog, care au achisat la acest grup. Și de ce nu? Poate că dacă ascultătorii noștri sunt interesați, vor uita pe Facebook, vor afla mai multe detalii, ca să nu-i plictisim noi, că poate unii chiar nu sunt interesați, dar asta ar fi păcat. Okay, asta ar fi păcat să da, măcar de curistate să se uite. Și ce să zic... Că ne apropiem și de finalul emisiunii, știi? Până la urma urmei mai avem publicitate. 14:38, și Cătălin mai avea ceva de spus pe final, dacă nu... Păi, eu aș fi vrut... Să lăsăm panelul, că e cu geaca pe el. Da, de când a venit e cu geaca pe el. El tot pleacă. Fiindcă tot mi-ai tăiat așa că vreau să vorbim mai mult despre grupul. Ce, cioara zbura pe sus, pe spate, așa, și cu spatele, și o vede vulpea și zice, ce zbori așa cu spatele, că n-ai voie, pe de aici e democrație. Când a văzut vulpea că a început și ea să alerge cu spatele, vine ursul pe la spate și o trage și strigă la cioară, cioară, uite de ce m-ai învățat mai prostice, da? Democrație e aici sus la noi. Jos e gata, așa. Mulțumesc pentru democrația de la postul tău. Nelu Bălașa, doamnelor și domnilor. Care este? Da. Care este? Dar voi de ce? S-a închis și tableta. Dar voi de ce? Deci a vorbit Nelu, s-a închis și tableta. Dar voi de ce să râdeți? Păi nu, să vă mai noi râdeam de vorbă. Una și am plecat. Două doamne stăteau de vorbă. Stai
că mergem cu toții, unde pleci? Și una plec spune, și auzi, dragă, soțul meu vorbește în somn, la care el altă zice, ce al dracu și al meu doar zâmbește. Dar voi dacă râdeți, înseamnă că e ceva, nu? E ceva, da. Da, Cătălin, da. Ai... Florin, păi, să vorbim puțin de sport. Nelu sună telefonul și a plecat. O să ieșim și noi din emisie în câteva minute. Sâmbătă, așadar, la sala polivalentă continuă Cupa Iernii, meciurile din optimile de finală, de la ora 12. Tot sâmbătă vedeți pe DigiSport în direct echipa Dinamo Municipal Călăraș la handbal masculin, își va juca la Cluj. Și cam atât referitor la sport. Ce sport avem în weekend? Mâine în Observator de Călăraș citiți povestea echipei Victoria Chirnoci, formația care a câștigat pe site-ul Sport Călărașan în Top Fotbal 2011. Și pe parcursul săptămânii viitoare, la fel, joi ne vom reîntâlni joi cu ascultătorii și vom vorbi despre, despre activitatea sportivă în mare parte. Deci până săptămâna viitoare, Florin și Cătălin, vă doresc toate cele bune. Ieșim și noi la Dat Zăpada. Așa, da. Ne așteaptă... După ce bem o țuică fiartă după aceea. Da, și rămâneți cu Arash featuring Helena, Broken Angel, publicitate și programul continuă. Broken angel, I'm so lonely, listen to my heart.